Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Roundtable Sibiu. Într-o zi cu totul specială, 31 august, ziua limbii române din anul 2011, este sărbătorită această zi și unde altundeva puteam să întâmpinăm această zi și cu invitații pe măsură, dacă nu la Biblioteca Județeană Astra, chiar pe terasa bibliotecii. Ne bucurăm de panorama orașului Sibiu și ne bucurăm de invitați speciali. Managerul Bibliotecii Județene Astra, Silviu Borș, și poetul Radu Vancu. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și împreună, timp de 90 de minute, vom aborda subiecte diverse, de la centenar până la gastronomie, de la Sibiu, orașul fiecăruia. Cum v-a ajutat, cum v-a ajutat să vă dezvoltați, de ce ați rămas în Sibiu și nu ați ales poate alte orașe pentru cariere, dar pentru că este ziua limbii române, ne-am gândit să începem cu o scurtă introducere despre asociațiunea Astra și despre înființarea Bibliotecii Astra. Silviu Borș ne poate spune mai multe. Da, mulțumesc și pentru început vă spun bine ați revenit la Biblioteca Astra și vă aștept cu orice ocazie se ivește. Biblioteca Astra este indisolubil legată de înființarea asociațiunii Astra. Mai exact, în anul 1950, administrația de atunci a cerut reprezentanților românilor înființarea unei comisii care să stabilească o limbă oficială de comunicare pe zona administrativă. Documentele vremii spun că în tribunale și în zona financiară. Sunt niște aspecte interesante, unele știute, altele nu. Inițial voiau cei din administrația austriacă să se și aleagă o formă de alfabet. Cred că știți că la acea vreme se folosea alfabetul chirilic. S-a încercat o scindare, încă o scindare a românilor între pe zona religioasă, adică s-a propus inițial să se folosească, ca cei greco-catolici să folosească alfabetul latin și ortodoxi să folosească alfabetul chirilic în continuare. Cei 7 membri ai comisiei au hotărât, văzând pericolul de scindare, au hotărât să rămână totuși în uz alfabetul chirilic. Comisiunea a funcționat mai bine sau mai puțin bine, până când, spre sfârșitul anilor 50, câțiva reprezentanți ai românilor s-au hotărât să se înființeze, de fapt, o asociație culturală, deci mai mult decât comisia, care era doar un intermediar între administrație și români, o asociație culturală care să facă mai multe lucruri, să sprijine tipărirea de cărți în limba română, să creeze și un dicționar etimologic al limbii române, și tot atunci s-a hotărât să se folosească oficial caracterele latine pentru limba română. Cu mai multe serii de întâlniri, sau în urma mai multor întâlniri, s-a reușit finalmente înființarea acestei asociații. De frica de a nu da impresia că vor să facă o asociație naționalistă, în denumirea inițială pe care a propus-o Andrei Șaguna, aceasta se numea chiar așa, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român și îndeose pentru creșterea agriculturii și industriei. Aceste din urmă, în forma finală, dispăreau, dar nu și preocupările de a sprijini, în special meseriașii români, să își facă drum în zona comercială, să spunem așa, era interesul de a-i nu mai fi tratați ca slugi, efectiv, ci să poată să fie independenți.
acordându-le și burse pe toate palierele de educație, de la micii meseriași, de la școli profesionale până la facultăți. S-a înființat la, în octombrie 1861, noiembrie 1861, cu acea titulatură, prima dintre structurile funcționale fiind, evident, biblioteca. A și fost angajat un bibliotecar care deservea și arhiva. Era unul dintre funcționarii asociațiunii și s-a început colectarea de carte, urmărindu-se, probabil că am mai spus parțial ceva mai devreme, și crearea unei biblioteci, ei spuneau depozit, a unei biblioteci care să cuprindă literatura românească mai veche sau mai nouă. Prima carte care a intrat în inventare, să spunem așa, e fiind o carte tipărită până la anul 1800, și majoritatea, în primii ani de zile, majoritatea publicațiilor venite au fost aduse din donații. Să spunem că Biblioteca Astra este și prima bibliotecă publică română din Transilvania, care a fost deschisă publicului. Da, dacă în primii ani de funcționare a fost o perioadă de căutări și de stabilizare a unor obiective, din dorința de a colabora, să spunem, eu am găsit o corespondență între bibliotecarul asociațiunii și bibliotecarul de la Iași, a Universității din Iași. La 1869, bibliotecarul asociațiunii elaborează și publică primul regulament al bibliotecii. Este și momentul în care biblioteca devine prima bibliotecă publică românească din Ardeal. Rețineți, asta e românească din Ardeal. Este o perioadă în care s-au înfăptuit destul de mulți, s-au activat și alte chestiuni. Se urmărea să se arate peste tot specificul românilor, adică ideea era să se vadă că au și românii o istorie, și pentru asta, la fiecare întâlnire anuală pe care o aveau, se adunau obiecte, le spunem astăzi muzeale, dar le aduceau și efectiv din gospodării și făceau expoziții. Neavând un spațiu propriu de alcătuirea unui muzeu, decât mult mai târziu, și o publicație foarte importantă, revista Transilvania, 1868. Începută de George Barițiu, aproape singur ducea această revistă până a murit el în 1893. De la partea istorică mergem în copilăria lui Radu Vancu și îl întrebăm ce a însemnat Biblioteca Astra pentru dumneavoastră în toată această perioadă. În perioada copilăriei, da. Veneam destul de frecvent aici și eu locuiam în Valea Aurie în acea perioadă și aveam și o bibliotecă, nu știu dacă era filiala Astrei sau pur și simplu o bibliotecă de cartier, de unde de asemenea mă aprovizionam cu cărți. Și pentru mine era unul dintre spațiile cele mai luminoase din anii aceia gri, e începutul anilor 80 în România, când viața, după cum știm cu toții, era tot mai mizerabilă, casele erau tot mai friguroase, sărăcia era tot mai contundentă și am descoperit că există locuri în care poți să iei cărți gratuit, să citești cât vrei. Eu sunt un om relativ leneș și atunci când citeam aveam impresia că nu fac nimic. De fapt, nu era o impresie, e o realitate. Când citești, stai întins și nu faci nimic. Și era una dintre puținele forme de lene tolerată, ba chiar încurajată. Lumea s-a uitat la tine admirativ, uite dragul de el, ce băiat deștept, este acolo și citește. Și asta îmi convenea, faptul că eram lăsat în pace să citesc, chiar dacă mă duceam la bibliotecă să citesc, eram cu atât mai încurajat. Sigur, când am crescut apoi, student fiind, sau poate în liceu, cred că în liceu, am citit acea propoziție a lui Borges,
care spune că și-a reprezentat tot timpul paradisul sub forma unei biblioteci. La mine cam așa a fost. Nu mă gândeam la ea ca la un paradis, efectiv, în sensul mistic al cuvântului. Mă gândeam la ea ca la un loc luminos, ferit de urâțenia lumii din jur, în care ai acces la produsele celor mai frumoase minți care au existat vreodată. Citeam foarte amestecat, sigur că citeam basme, citeam inevitabil și tot felul de literatură propagandistică de partid pentru copii, în care basmele erau un fel de narațiuni cu activiști, dar transpuse în codul ăsta al poveștii. Citeam romane de aventuri, cam ce citesc copiii în general. Nu aveam, nu știu ce lecturi foarte sofisticate în acea perioadă, însă, în orice caz, era un loc în care exista frumusețe. Asta era pentru mine biblioteca, într-o lume în care totul în jur era metastazat de o urâțenie progresivă. Cred că o bună definiție a totalitarismelor ar fi asta. Sunt sisteme politice care înmulțesc urâțenia din lume. Exista un loc numit bibliotecă, unde frumusețea se acumula și era permis să ai acces la ea oricând, oricum, și să și lenevești în mijlocul frumuseții. Deci era, repet, nu mă gândeam ca la un paradis atunci, dar retrospectiv, când am citit propoziția lui Borges, mi-am dat seama că, într-adevăr, asta a fost încă de când locuiam în Valea Aurie pentru mine biblioteca. Un paradis, în mijlocul unui infern, așa cum era cel comunist. Până să aflăm ce înseamnă astăzi Biblioteca pentru Comunitate și ce înseamnă o bibliotecă în era digitală, vă invit să urmărim un filmuleț pe care l-au realizat colegii mei cu invitații despre gastronomie, despre mâncare, băutură. Chiar acum îl putem urmări. Locul preferat din Sibiu e, fără îndoială, exact ăsta în care ne aflăm acum, zona liberă de corupție, așa cum am botezat-o în urmă cu 8 luni. Biblioteca, am spus biblioteca, în primul rând. Evident, muzeul din Dumbrava este iarăși un loc special. Trebuie să recunosc că mai sunt locuri pe care trebuie să le și explorez. Sibiu este un oraș frumos, chiar dacă nu e așa de mare. Nu doar pentru că e foarte frumos și pentru că e inima medievală a Sibiului și pentru că e practic locul din care a crescut orașul, ci pentru că e și locul care adună în ultimele luni energiile cele mai curate, cele mai pure din Sibiu. Acei oameni care vor ca România și implicit Sibiul să aibă un destin european se strâng aici zilnic încercând să arate că vor să construiască o Românie curată. Și din punctul ăsta de vedere, nu doar în Sibiu, ci în întreaga Românie, locul ăsta nu are cumva pereche. Este una dintre cele mai vechi biblioteci. În orice caz, din Ardeal este prima bibliotecă românească publică, statutată ca atare în 1869, ca bibliotecă publică. Până atunci era o bibliotecă de asociație. Și era folosită, sau de la bun început a fost proiectată pentru membrii asociației și, evident, pentru secțiunile științifice pe care le gândea ei. În ce privește mâncarea, nu sunt un om foarte priceput, nu am o cultură gurmandă sau de gourmet reală, așa că asociez mâncarea într-un fel tot cu oamenii, tot cu energia, tot cu intensitatea umană, așa că atunci când mă gândesc la mâncare, mă gândesc la oamenii cu care am mâncat. Aici o încurcătură întreagă, să spun, o amestecătură întreagă, dar evident ceva cu mămăligă și o tochitură și bulz, da? Îmi vin în cap, de pildă, lungile seri de studenție în care mâncam pâine cu fasole frecată și cu untură cu ceapă în crama națională a lui Don Titi, nu pentru pâinea cu untură sau pâinea cu fasole, ci pentru discuțiile despre literatură, despre salvare prin literatură, despre construcția unei Românii mai bune, despre construcția unei vieți mai bune. E vorba de energia care te strânge în jurul mâncării, de fapt, și de cantitatea de suflet din jurul acelei mâncări, și asta se găsește de asemenea din belșug în Sibiu. Nu mai beau alcool de vreo 10 ani de zile. Îmi vine greu acum să aleg o băutură preferată. În vremea în care beam, îmi plăceau foarte mult băuturile din anis. Uzo, pastis, mastică, lucrurile de genul ăsta aromate.
în zona de unde vin eu, adică din Bistrița Năsăud, băutura cea mai folosită acolo e jinarsu, așa îi spune la rachiu acolo. Glumind, evident, spun că din cauza aia am plecat de acolo și aici apreciez mult vinul, un vin roșu sec. Acum îmi place siropul de brad făcut de soacra mea, asta îmi vine în minte acum. Sirop de brad din muguri de la Păltiniș cu rețetă de gura râului de unde sunt socrii mei. E tot un concentrat, tot un decoct de energie sibiană, de fapt, o esență a lucrului sibian în sine, ca să spun așa. Asta e acest sirop de brad. Sibiu nu e un oraș foarte boem, în sensul acesta al consumului de alcool. E mai degrabă un oraș care tinde spre moda europeană a părăsirii alcoolului, a părăsirii tutunului. Toată boemia sibiană a devenit, de fapt, o boemie europeană, ceea ce e și un lucru foarte bun, dar e și un lucru care ne face să nu mai fim un oraș al crailor de curtea veche, în sensul acela al unei boemii autodistructive. Gastronomie, rețete, Sibiu, 2019, cu siguranță știți că o să fie regiune europeană gastronomică. Cum vedeți Sibiul anul viitor? Sau cum ați vrea să fie? Silviu, Radu? Da. În primul rând, aș vrea să vină multă lume pe la noi. Le-am dat și un motiv. Pentru documentare, evident, că la gătit eu mă pricep mai puțin. Chiar pe acest nivel, în sala de lectură deschisă recent, cred că de vreo lună și jumătate, două, am alcătuit un spațiu, un raft mai generos, să spunem așa, în care am adunat cărțile de, cu profil de gastronomie. Sunt cu acces liber la raft, deci nici măcar nu mai trebuie comandate la depozit. După cum același lucru l-am făcut și în clădirea, în sediul istoric. Acolo sunt cărțile ceva mai vechi de gastronomie și acolo pot fi găsite totul acces liber la raft. Deci, eu trag nădejde să fie apreciate aceste publicații. Oricum, sunt de ordinul sutelor din listele pe care le-am văzut. Și cum mai văd eu, de fapt, cum încercăm să procedăm de fiecare dată sau cu ocazia fiecărui eveniment mai mic sau mai mare, să promovăm patrimoniul propriu al nostru, că har Domnului avem destul. Spre exemplu, am găsit o carte în chiribică cu autor Pavel Vasici de la 1831, Dietetica. Era pe punctul de a fi aruncată, am salvat-o și intenția noastră este, cred că până la sfârșitul acestui an, să o reedităm pur și simplu și să o dăm publicului. Printre altele, mai facem și muncă de documentare pentru diferite ocazii. Avem solicitări de a livra, să spunem așa, niște rețete mai vechi. Oricum, cele noi sunt disponibile, așa cum v-am spus, aici, chiar și în format electronic unul. Și de asemenea, un eveniment mare pe care l-am gândit pentru anul viitor, probabil undeva în luna mai, să organizăm aici la Sibiu întâlnirea de primăvară a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, tema conferinței fiind chiar asta de gastronomie și încercăm să îi determinăm pe colegii noștri din țară să adune rețete mai noi, mai vechi, pe care să le aducem sub forma unui volum eventual și chiar cu punere în practică eventual la muzeul din Dumbrava în acel spațiu amenajat pentru astfel de acțiuni. Cum vede poetul Radu Van cu acest titlu pentru Sibiu? Eu sper din suflet ca această titulatură de regiune gastronomică europeană să nu fie doar despre gastronomie, să nu fie doar despre mâncare, să nu se transforme în
eternul festival concurs despre cine a inventat micii în Balcani, noi sau sârbii sau bulgarii sau turcii sau grecii și așa mai departe, să nu fie, repet, doar despre crăpelniță și despre ce mâncăm. Gastronomia, în ce are ea mai nobil, este de fapt o formă înaltă de cultură. A spus-o înaintea mea cineva relativ mai inteligent decât mine, Friedrich Nietzsche. Nietzsche spunea că, a și scris asta repetat, că a fugit din Germania, în primul rând datorită bucătăriei detestabile, a încercat să se stabilească în Franța, dar nici acolo n-a reușit, zice el, tot din cauza bucătăriei, și a găsit în nordul Italiei, în Torino, unde s-a stabilit și a și nebunit și a și murit până la urmă, dar n-a nebunit de la mâncare. Spunea el că a găsit gastronomia care lui catalizează energia vitală și energia filozofică și literară cea mai, în modul cel mai masiv și mai fertil. Sper să fie ceva de genul ăsta și la noi, să fie o gastronomie în înțelesul ăsta larg al unei culturi a mâncării, a unei mâncări care de fapt coagulează în jurul ei țesutul uman din această regiune, și să fie despre oamenii, de fapt, care locuiesc această regiune. Nu întâmplător, scriitorii s-au simțit foarte bine printre rețete, chiar dacă nu erau scriitori mâncăi, unii erau, Creangă, de pildă, e arhetipul mâncăului, nu doar în cultura noastră, cred că putem să-l propunem ca poză de dicționar în orice dicționar universal la intrarea mâncău sau la intrarea flămând. Dar gândiți-vă că prima carte de bucate românească e făcută de doi scriitori, de Cogălnicianu și de Negruțiu, nu? Și o carte splendidă, se citește, rețetele sunt scrise ca niște povești teribile, le citești și mor de pofte lângă ea, chiar dacă ești sătul. Și venind încoace, s-a ocupat cu rețetele foarte mulți scriitori, până la Radu Anton Roman, care a debutat, poate lumea nu știe, dar Radu Anton Roman a fost și un poet foarte sensibil. Chiar aici, în biblioteca asta, uite cum se leagă lucrurile, când mă documentam pentru doctoratul despre Mircea Ivănescu, am găsit într-o Românie literară debutul lui Radu Anton Roman ca poet prin anii 60, cu poză. Era un tânăr filiform, slăbuț, delicat, și pentru cine știe cum arată Radu sau cum arăta bietul Radu Anton Roman, care era la opusul acestei imagini, era un mic șoc, probabil că mâncarea, gastronomia, pofta lui teribilă de viață și de mâncare a avut rolul ei în a-i schimba înfățișarea. Însă și cartea lui de bucate e o carte de literatură absolut colosală și o carte, un compendiu cultural teribil. Iar Sibiul, ca să închei, cred că ar putea profita de acest tipul de regiune gastronomică europeană, plimbând turiștii prin diversele zone, Seca și Hârtibaci și așa mai departe, din județ, pentru că fiecare microregiune din asta gastronomică are de fapt în jurul ei un etos specific, care nu mai al ei. Sigur că nu e total diferit de celelalte, însă poți să recunoști o bucătărie din Hârtibaci sau din Seca și să o compari cu ce se gătește în Gura Râului și să vezi că e ceva diferit acolo, e ceva care vine din spiritul locului. Asta sper să se întâmple și să nu fie doar un festival de cine mănâncă mai mulți mici, bea mai multă țuică și spune mai multe poezii de Adrian Păunescu. Asta ar fi cel mai îngrozitor lucru care s-ar putea întâmpla. Vă gândiți să realizați proiecte în acest sens? Proiecte în sensul în care culturale, să mănânc? Culturale, în care să vă implicați. Nu m-am gândit, dar poate nu e... N-ar fi rău, de pildă să iei exact aceste cărți de bucate despre care vorbeam, poate chiar lui Radu Anton Roman, care era mai marcat așa pe regiuni, și să mergi și să încerci să descoperi ceva din spiritul locului și să construiești. Se întâmplă ceva de genul ăsta, a fost un proiect asemănător în București, cu scriitori care recomandau câte o rețetă din copilărie, o găteau, pregăteau ceva dinainte de acasă pe care îl citeau publicului, apoi o găteau și mâncau împreună mâncarea respectivă. Poate facem așa ceva și la Sibiu? Nu să gătesc eu, ar fi îngrozitor, ar fi încercare de intoxicare în masă dacă aș face eu asta, dar ar putea ieși ceva interesant, cred, din punctul ăsta de vedere. După cum bine știm, Sibiul alocă foarte mulți bani culturii, există agenda culturală. Cum ar trebui să ne implicăm fiecare pentru rezultate care să ne mulțumească? În primul rând ar trebui să ne implicăm.
și să găsim acea zonă și confortabilă, de ce nu, și să încercăm fiecare să punem umărul cu câte ceva. O preocupare, biblioteca asta este județeană. O preocupare, de fapt am și lansat o provocare, tocmai vorbeam de rețete, pe, spunea Radu, de specific pe Hibaciu sau Secașe sau celelalte pe trei regiuni, folosindu-ne de rețeaua de biblioteci publice din aceste zone, am lansat, repet, această provocare de a aduna cât mai multe rețete din acele zone și să le constituim într-un volum, să nu rămână doar adunate. Cu pus în practică, la gătit, îi lăsăm pe alții. Repet, valorificarea sau scoaterea în evidență a patrimoniului fiecărei regiuni sau chiar instituții și valorificarea memoriei locale. Eu cred că este mult de lucru aici și depinde de noi dacă se realizează sau nu. Radu? Eu aici am o... Trebuie să spun și niște lucruri, poate nu neapărat de trouble fait, dar ușor critice. Adică, pe de-o parte, sigur că Sibiul e un exemplu de bune practici în bugetarea asta a proiectelor culturale și mai nou bugetarea participativă. Și a fost preluat ca atare, ca un fel de județ pilot din punctul ăsta de vedere și imitat de orașele cele mai dinamice din Transilvania, în primul rând, și din Banat. Însă cred că pot fi făcute mai bine aceste sesiuni de concurs pentru proiectele culturale depuse. Aș vrea mai multă transparență, s-a spus despre asta. Ar fi bine să știi cine jurizează aceste proiecte, care sunt criteriile după care a acordat banii, să poți să faci o contestație în care să dialoghezi cu respectivul juriu. Eu am făcut parte 2 ani de zile din Consiliul Administrației Fondului Cultural Național și acolo cred că era mai simplu din punctul ăsta de vedere și mai transparent. Știai ce notă ai luat, de ce ai luat acel, ți se transmitea un raport apoi în care aflai de unde ai fost de punctat și care erau părțile mai bune la care, sau și părțile mai slabe, cum poți dezvolta proiectul mai bine la anul. Aș vrea să văd ceva de genul ăsta și în Sibiu. Cred că ar ajuta mult o astfel de transparentizare a jurizării. Asta e partea care a fost, de altfel, deja pusă în discuție. S-a constituit un grup de inițiativă local. S-a încercat un dialog cu primăria pe zona asta. Deocamdată n-a ieșit așa cum trebuia, dar nu pierd speranța. Însă, ceea ce are, ce are fabulos Sibiu este energia acestor comunități locale care, venind fiecare pe nișa ei, până la urmă, catalizate de un eveniment politic, culmea, de porcăria de anul trecut din decembrie, cu legile justiției, cumva s-au integrat și s-a construit o comunitate sibiană foarte activă, foarte dinamică, foarte, nu știu, absolut admirabilă. Faptul că de sute de zile oameni protestează zilnic pentru o Românie mai curată în numele unor valori abstracte, precum corectitudine, justiție, dreptate și așa mai departe, mi se pare fabulos. Și asta vine din faptul că au existat niște comunități culturale, sportive, comunitare, ONG-uri, asociații de tot felul, care au făcut Sibiu unul dintre cele mai dinamice orașe din România. Și sunt genul de comunități care, odată ce s-au agregat, au construit o macro-comunitate care, de pildă, poate, în cazul în care se anunță că un bebe are o boală nu foarte gravă, poate să strângă în câteva zile sume mari care pot ajuta la tratarea lui. Da. Sunt niște exemple din astea de umanitate, de fapt, ăsta e cuvântul cel mai simplu pe care îl găsesc, umanitate care e generată de aceste comunități care s-au agregat în Sibiu. De fapt, în România, una dintre problemele noastre structurale e că nu au existat, noi suntem un stat în care nu au existat comunități. Între individ și stat nu a existat comunități care să administreze relația și vidul ăsta de putere. În Occident, breslele, diverse asociații, diverse corporații, diverse cluburi, vreme de câteva sute de ani, n-au lăsat vid spațiul dintre individ și stat, ci l-au umplut și au învățat să negocieze putere.
La noi asta abia acum se întâmplă. Bietul țăran român abia își vedea capul de muncă, când să mai facă el cluburi, asociații, bresle și așa mai departe. Meșteșugarii doar în Transilvania și-au construit bresle pe sistem germanic, nu? Pentru că veneau din cultura respectivă. Ei bine, cred că ce s-a întâmplat foarte important în Sibiu a fost această demonstrație a faptului că un oraș dinamic poate genera comunități și, sau comunitățile generează un oraș dinamic, iar aceste comunități e bine să se agrege și să ia ele inițiativa în relația cu statul. Și în ce privește proiectele culturale și bugetul participativ și așa mai departe, e vorba, în primul rând, de vocea acestor comunități pe care primăria trebuie să aștepte să o audă, să o ascultă și să se plieze pe ea. Și acum e momentul să-l ascultăm pe invitatul nostru, Romulus Cipariu. Păstrăm în formatul emisiunii, avem momente muzicale pentru dumneavoastră. Mi-a fugit dorul de acasă, dorul cât a fost, vremea frumoasă, dorul și-a fugit când dezbrăcat, l-a prins vremea rea plecat și mi-e teamă că a înghețat dorul. Și-a fugit când dezbrăcat, l-a prins vremea rea plecat și mi-e teamă că a înghețat dorul. Dar s-a întors la săptămână dorul cu trei flori de gheață în mână, dorul jumătate nins cu nea, jumătate viorea, parcă legănea de stea, dorul. Jumătate nins cu nea, jumătate viorea, parcă legăna de stea, dorul. Mi-a fugit dorul de acasă, dorul cât a fost, vremea frumoasă, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor, dorul. După această relaxare, venim și cu un subiect care a pus probleme, vine și cu proiecte potrivite, nepotrivite, centenarul. Cum vedeți România în anul centenarului? Cum v-ați fi dorit să fie sărbătorit? În primul rând, mi-aș dori să nu mai văd formularea România centenară, pentru că e o prostie. Nu o să intru în zona politică, evident, și asta mă face să rămân la zona culturală. În Sibiu, Sibiul este un oraș important pentru Unirea de acum 100 de ani. Și am văzut tot felul de proiecte pe tema asta, unele de mai mare amploare, altele de mai mică amploare.
Și cred că ați putut vedea cu toții, spre exemplu, colegii noștri de la Muzeul Astra, pornind acea campanie prin muzeu, încercând să readucă spiritul și cu, pe zona gastronomiei și, și cea țăranului, să spunem așa, să readucă spiritul din perioada Primului Război Mondial. Sunt, din câte știu, din Sibiu, e un aspect important de notat ăsta, beneficiază de finanțări de la Departamentul Centenar de Plângă Ministerul Culturii, trei instituții, cum a spus, Muzeul Complexul Național Muzeal Astra, Biblioteca Astra și recent, sau în ultima fază de acordare de finanțări, am văzut Junii Sibiu. Referindu-ne la proiectele noastre, evident că nu doar că acestea le avem, mai sunt unele care nu necesită neapărat atâtea fonduri, unele chiar deloc. Avem pe această finanțare de la departament 5 proiecte la care o să mă refer foarte pe scurt în cele ce urmează, dar înainte, doar ca să nu uit, vreau să reamintesc și faptul că am tot aici la etajul 5, precum și în sediul istoric, am constituit un grup de o colecție de publicații în care se reflectă diferite aspecte din Primul Război Mondial și de la Unire, la ceea ce a însemnat Marea Unire pentru români. Ce este bine de, sau trebuie să scot în evidență acest lucru, anul trecut am avut și o campanie ceva mai largă de achiziționare de publicații și am reușit să, pe această temă, precum și pe gastronomie, și am reușit să achiziționăm publicații care tratează problematica Primului Război Mondial și din străinătate. Adică publicul trebuie să vadă și ce spun ceilalți despre ei sau despre noi, sau ce părere au ei despre evenimentele de acum 100 de ani. Mai ales că, cred că știți foarte bine că istoria la noi a fost rescrisă după evenimentele de după al doilea război mondial, în așa fel încât a ieșit o istorie așa cum convenea ideologiei comuniste. Eu zic că s-a început să se rescrie din nou pe argumente de istorici și pe metodă de cercetare adevărată și o să ne concentrăm cât de mult putem să se reflecte în colecțiile noastre aceste producții editoriale. Pot să spun că este un proiect permanent. În ce privește celelalte proiecte, m-am mirat că am reușit să obținem finanțare. Toate proiectele au în proporție de 99% componentă editorială. Și așa cum v-am spus și mai înainte, vrem să valorificăm în primul rând patrimoniul instituției noastre, dar nu numai. De câțiva ani de zile am realizat, de exemplu, expoziții în parteneriat cu Muzeul Național Bruckenthal sau Academia Forțelor Terestre și unul dintre aceste proiecte editoriale reunește componența acestor expoziții. Iar celelalte, unul dintre ele, într-unul dintre ele vom tipări niște manuscrise sub formă de mici jurnale ale unor persoane care au trăit în acele în anii aceia și pur și simplu mai descriu mici comunități prin care au trecut și care era atmosfera vremii. Într-un alt proiect avem o sesiune sau un simpozion internațional cu niște persoane din Franța în luna noiembrie și se referă la sprijinul pe care Franța l-a acordat în realizarea Unirii Transilvaniei cu România. Iar mă mai refer la încă unul care mie mi-este foarte drag și ăsta are și cea mai mică finanțare. Poate că știți, la realizarea
sau la Marea Adunare de la Alba Iulia, populația trebuia să își dea un acord în scris sau nu, dacă este de acord cu Unirea Transilvaniei cu România, și au rezultat așa numitele credenționale și liste cu semnături holografe efectiv, care erau de fapt un pașaport sau un acord de exprimare a dorinței de unire. Și aici, în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii de la Alba Iulia, sper să iasă un album și material de cercetare în continuare foarte bun. Radu Vancu, nu putem să vorbim de centenar fără să vorbim și de Vă Vedem. Sigur, care... Eu aș spune că România în 2018 e o Românie care, nu din vina ei, este profund schizofrenă. Pe de o parte, e o Românie în cel mai bun moment istoric al ei, privind foarte macro lucrurile, adică e integrată într-o alianță statală foarte puternică, membru cu drepturi egale, cum n-a fost niciodată. E implicată într-o alianță militară foarte puternică, cea mai puternică alianță militară din lume, cum n-a fost de asemenea niciodată. Este foarte, cum să spun eu, pe un trend economic ascendent excepțional. Gândiți-vă că în 2000 PIB-ul României era de 50 de miliarde de euro, acum e de cam aproape 200 de miliarde de euro. A crescut în 18 ani de 4 ori. Și așa mai. Deci e un moment foarte bun. Dar în cel mai bun moment istoric al ei, are cel mai prost guvern din toată istoria ei. Asta e schizofrenia despre care vorbesc. Are un prim-ministru care nu știe în ce oraș se află, pe ce lume se află, la propriu, în cel mai propriu sens al cuvântului. Un prim-ministru căreia îi sunt distribuite pe site-ul guvernului filmele oficiale pe mut, fără sonor, ca să nu auzi ce prostii spune. Ministru al educației e un fiorător. Un ministru al agriculturii care, pe lângă faptul că e de o idioțenie suprarealistă, acest ministru produce cele mai admirabile poeme suprarealiste pe care le-am citit eu în ultimii ani în conferințele de presă. Spune niște prostii atât de mari încât sunt delicioase. Dar când aceste prostii au drept cost explozii de focare de pestă porcină sau lucruri de genul ăsta, care distrug efectiv industria cărnii de porc în România, nu-ți mai vine să râzi. Adică suprarealismul ăsta ne costă rău de tot. Și mai grav decât incompetența economică a acestui guvern e incompetența lui morală, profundă. Profund imorală. E un guvern pentru care adevărul e dușmanul absolut. Un guvern pentru care oricine spune adevărul este, trebuie imediat redus la tăcere prin toate mijloacele, chiar cu jandarmerie, chiar cu gaze, chiar cu violență. De ce? E simplu. A spus-o Leșe Kolakowski, nu? În concluziile cărții lui despre comunism, masive lui cărți despre comunism, a spus: minciuna e sufletul nemuritor al comunismului. Minciuna e sufletul nemuritor al oricărui stat, fie totalitar, fie populist. Iar PSD-ul nu e nici comunist, nu e nici fascist, este profund populist. Și atunci adevărul e dușmanul lui cel mai profund. Oricine vine și spune: acești miniștri sunt idioți, aceste legi ale justiției care dezincriminează capitole întregi din codul penal, n-au dreptul nici moral, nici legal la existență și așa mai departe, e dușmanul lor. Apropo de Vă Vedem. Vă Vedem nu face decât să spună: adevărul lucrurilor e așa. Nu poți accepta legea ale justiției în care politicienii devin intangibili. Nu poți accepta legea ale justiției în care codul penal în care e dezincriminat, inclusiv hărțuirea sexuală trebuia să fie dezincriminată după capul lor, în felul în care propuneau la început. Ei, asta i-a deranjat foarte tare, că niște oameni spun adevărul. Sau că niște oameni se adună într-o piață pașnici și spun adevărul. Și acum, ca să vin la întrebare, cum văd eu România în 2018, cum ar trebui să fie sau cum mi se pare că este? Am spus că e profund schizofrenă, dar partea bună e că există aceste comunități care vor să spună adevărul. Ceva foarte simplu, care nu obosesc în a repeta: Vă Vedem, știm ce faceți și nu suntem de acord cu asta. Care nu se sperie atunci când jandarmii vin peste ei și a doua zi sunt la loc în piață. Aceste comunități care, când văd politicianul stând la o cafea, ca și când în urmă cu 20 de zile n-ar fi căsăpit niște oameni, se duce și îl întreabă: de ce stai la cafea, de ce ai căsăpit oameni? De ce nu te duci să spui în fața instanțelor care e adevărul?
Există ceea ce Maiorescu spera să existe. Maiorescu, într-un text de acum 100 și ceva de ani, spunea că ce e mai important în România este nevoia de adevăr în toate domeniile vieții publice. Și asta e textual, apare la el. Și tot Maiorescu zice în același text că pentru o România adevărată trebuie descurajată participarea mediocrității la viața publică. Astea două lucruri România le vrea. Noi vrem adevăr în instituțiile publice și descurajarea mediocrității și a penalilor din conducerea vieții publice. E foarte simplu. Astea există în România. Comunitățile astea, cum spun, s-au agregat. România din stradă arată foarte bine, România din politic arată îngrozitor. Și acum e un război între ele două. Eu n-am nicio îndoială că va câștiga România asta adevărului, care vrea să rămână în Europa, dar e nevoie de încă de perseverență. Stăm de câteva sute de zile în stradă. Zona liberă de corupție, cred că, de fapt, încet, încet se extinde și devine toată România și devine chiar toată diaspora. Chiar dacă parlamentarii PSD cântă la anunț că, mă rog, nu vreau să repet ce au spus ei la anunț despre diaspora recent, adică aseară, foarte jignitor. România, fie cea din interiorul granițelor, fie cea din afara granițelor, devine o zonă liberă de corupție și asta nu poate împiedica nimeni. Și într-un fel, la centenar, nu putea să ne găsească mai bine. Voința asta de adevăr pe care o avem cu toții va izbândi. Cum vedeți în peste an acest moment? Acest moment al centenarului, care, iată, cu lumea în stradă, probleme, nemulțumiri. Eu cred că va rămâne partea lui luminoasă, așa cum atunci când te gândești la mai 68, să zicem, sau când te gândești la 68 Cehoslovac. Nu te gândești la mizeria morală a sovieticilor care au trimis tancurile peste oameni, te gândești la voința de adevăr a cehilor și a slovacilor care se teau în fața tancurilor mor cu brațele goale. Când te gândești la piața Tiananmen, nu te gândești la mizeria morală a celor care au trecut cu tancurile peste oameni, ci te gândești la acel om stând cu brațele goale, de fapt cu niște paporițe, că venea de la piață, în fața tancului, ca să nu lase tancul să treacă. Și culmea e că l-a oprit. Deci când te gândești la perioadele astea complicate din istorie, ce rămâne din ele nu e zgura mizeriei și a minciunii, ci e energia asta luminoasă și intensă și curată care dă oamenii la oaltă. Și asta va rămâne, cred eu, ca exemplu. Faptul că România, hai să spunem la centenarul ei, deși Silvia are dreptate, România are o existență mai îndelugată decât această 100 de ani, deci România, la 100 și ceva de ani de existență, este o țară cu suficientă voință de adevăr pentru a se lupta în stradă și pentru a învinge orice partid cu genă totalitară, iliberală, populistă și așa mai departe. E o Românie care, de fapt, e o poveste de succes. Asta ne demonstrează ce se întâmplă în ultimii 2 ani. Că România noastră e poveste de succes. Și revenind la partea culturală, ce poate face cultura, ce pot face operatorii culturali în acest domeniu, în zona centenarului? Aș vrea să adaug și eu că sigur vom ajunge în zona pe care o vede Radu. Sper doar să nu fie confiscată de alții la momentul respectiv. Depinde de noi, depinde foarte mult de instituțiile de cultură, depinde de cum reușim să transmitem un mesaj, de fapt. O instituție de cultură nu, spre exemplu, o bibliotecă, dar nu este o instituție în care vii, iei cartea și o aduci și o pui la loc, se mai întâmplă și altceva acolo. Trebuie să ne mobilizăm cu toții, tot ce înseamnă instituție de cultură, să suplinim partea de educație de care nu se ocupă școlile, de exemplu. Educația permanentă este în sarcina noastră a instituțiilor de cultură și, din câte văd eu ce se întâmplă, cel puțin în Sibiu, suntem pe drumul cel mai bun, aș putea spune, și sper să ajungem acolo. Este trist să observi. Am văzut adineauri un comentariu pe un site de socializare că anumite personaje din zona divertismentului au milioane de accesări de acolo. Și asta
spune unde ne aflăm acum. Trebuie să vedem. Eu am încredere în generațiile care vin și vorbesc în numele bibliotecii acum, am încredere în generațiile care vin, că a crescut numărul de cititori, de exemplu, la copii. Le place să vină aici, le place să vină să-și petreacă timpul aici și pleacă și cu cartea acasă. Dacă fiecare dintre noi își face partea de, își aduce aportul pe zona asta de educație, văd salvarea. Radu? Da, și eu sunt optimist în ce privește evoluția culturală, nu doar a Sibiului, a României în general. Există una din puținele vești foarte bune recente, din ultimele luni, era legată de indicele consumului de carte și datele despre industria de carte din România. Sondajul, raportul anterior, de acum câțiva ani, spunea că industria cărții în România este de 60 de milioane de euro. Aici nu e vorba doar de edituri, ci și de tipografii și inclusiv de tipografii care nu tipăresc carte, deci tipăresc doar afișe sau invitații pentru nunți sau mai știu eu ce. Dar mă rog, le-a inclus pe toate în industria cărții. Era foarte jos, pentru că, de pildă, industria de carte în Ungaria era la acea vreme de 130 de milioane de euro, deci jumătate ca populație față de România, dar dublu, nu, la nivelul acesta al consumului. În Polonia era de 720 de milioane de euro și nu mă mai duc la date privind Franța, Germania și Marea Britanie, pentru că ne deprimăm teribil. Dar asta era penultimul. La ultimul, de acum două luni, arăta că și noi am ajuns la 130 de milioane de euro cu industria respectivă, deci s-a dublat în 2 ani de zile. A crescut numărul de cititori, de cumpărători de carte, lucrurile arată bine. Cred că suntem foarte bine conectați, iar ce se întâmplă în Sibiu nu e tipic, din păcate, pentru România. În Sibiu există un consum cultural în explozie, sigur că în primul rând festivalier, și există voci care critică asta, într-adevăr o festivalizare a culturii nu e întotdeauna foarte bună, există și riscuri legate de asta, dar per ansamblu e un oraș foarte dinamic, un oraș în care consumul cultural este real și comparabil cu cele occidentale, însă mai e nevoie de ceva, mai e nevoie de construcția de publicuri, asta s-a făcut. Există un public de muzică, există un public de teatru, există un public pentru diverse acțiuni care sunt la intersecția dintre cultural, comunitar, sportiv și civic. Trebuie ca aceste publicuri, ca aceste nișe să se agrege, să înceapă să comunice între ele. Cam cum s-a întâmplat am tot pomenit astăzi zona liberă de corupție, cum s-a întâmplat acolo, unde s-au adunat multe feluri de oameni din multe zone și s-au coagulat, cred eu, definitiv. Asta e nevoie să se întâmple și la publicurile culturale din Sibiu, publicul de literatură să meargă mai frecvent la evenimentele muzicale, publicul de teatru să meargă la cele sportiv-culturale și așa mai departe. E doar o chestiune de timp, cred eu, până se va întâmpla asta și trebuie să lucrăm în privința asta. A venit momentul pentru a asculta o nouă melodie interpretată de Romulus Chipariu. Umblă despuiați prin ceruri,
cu tot sufletul afară. Și l-am scos de dimineață, alb și încărcat de rouă, cu miresme tari de ceruri, smulse dintr-o taină nouă. Au nebunit salcâmii și cu boala lor odată s-a întâmplat ceva în pară. Și cu lumea asta toată. Păsările aiurite îți scot sufletul din ele, pribegind păiduri multe căletoare printre stele. S-a îmbătat pădurea verde, nu mai e așa de calmă. Ține luna lunguiață ca pe o inimă în palmă. Uite sufletul cum iese din haotice cuvinte. Au nebunit alchimii și tu vrei să fiu cu minte. Au nebunit alchimii și tu vrei să fiu cu minte. Suntem în ultima parte a emisiunii noastre, așa că mă îndrept către niște întrebări personale. Din 2011 sunteți managerul Bibliotecii Județene Astra din Sibiu. Ce înseamnă această muncă pentru dumneavoastră? Ce satisfacții v-a adus? Ce provocări? E destul de greu de răspuns la întrebarea asta. Poate că ar trebui să încep prin a spune că am făcut prima facultate pe care am făcut-o, ține de domeniul biblioteconomiei. Chiar aici la Sibiu a fost colegiul de biblioteconomie arhivistică, se numea atunci. Și după 3 ani de zile m-am și angajat într-o bibliotecă, și anume la Biblioteca Universității 1 decembrie din 1918 din Alba Iulia, unde am stat aproape un an, și revenind de la studii, am venit să continui studiile la istorie, la Facultatea de Istorie de aici, m-am angajat chiar la Biblioteca Astra, unde am intrat în acea echipă, să spunem, de informatizare a colecțiilor. Am stat, cred că vreo 7 ani, după care m-am titularizat la Facultatea de Litere, de acum, tot pe specializarea biblioteconomie, unde și acum sunt lector. Am revenit în 2011 aici, începând cu 1 iulie. Știam ce este acea bibliotecă, managementul nu. Au fost destul de multe provocări, au fost lucruri pe care a trebuit să le învăț, să le înțeleg. Lucruri cu oameni, în primul rând, de toate felurile. Am învățat să fac și concesii și să construiesc. Sper că am reușit să construiesc câte ceva în această bibliotecă, care a devenit, practic, a doua mea casă. Nu știu dacă e de bine ce zic, dar așa se întâmplă. Care sunt provocările pe care le-ați întâlnit, mai ales în ultimii ani? Lucrul cu administrația, cu forurile superioare, a fost o provocare.
la nivelul profesional, o altă provocare a fost aceea de a croi anumite colecții ale instituției. A trebuit să fac muncă destul de multă de documentare, să văd ce exista, ce goluri sunt în colecțiile existente și pe ce nișe pot să merg. Spre exemplu, o provocare, accelerarea procesului de informatizare și de digitizare, de a mă ține cât de mult am putut de această explozie tehnologică, să urmăresc tipurile de public pe care să încerc să le păcălesc cumva, să vină pe aici, și eu zic că am reușit într-o oarecare măsură. Și, spre exemplu, o chestiune o spun în premieră aici, încă nu am promovat acest lucru. Suntem primii și singurii din țară și din Europa, mai sunt 2 sau 3, cred, în curs de implementare a unui proiect. Noi îl avem deja, și anume cartea electronică cu acces la distanță. Achiziționăm titluri, deocamdată cele mai multe sunt în limba engleză și este vorba de literatură recentă din zona americană, spre exemplu, sau din zona franceză. Deci le achiziționăm și le punem la dispoziție gratuit. Nu e chiar gratuit, trebuie să ai un permis de bibliotecă, poate că îl știți, e un cartonaș de plastic care costă 12 lei pentru 2 ani de zile. Și, repet, accesul este liber la aceste publicații, care sunt scumpe, sunt foarte scumpe. Probabil că din zona privată undeva ai reușit un titlu sau două să le achiziționezi. Sunt prețuri de Occident. Radovan, cu ce a însemnat Sibiu în formarea dumneavoastră profesională? Sigur că e o întrebare la care e ușor să devii melodramatic sau să-ți construiești așa un fel de biografie romanțată în care să povestești ce grozave descoperiri și aventuri interioare ai avut în oraș. Dar pentru un scriitor tânăr a fost șansa orașului în care trăia Mircea Ivănescu. Și asta nu era posibil decât în Sibiu, evident, de vreme ce aici, pe strada Vasile Aron, trăia acest poet despre care critica literară cea mai autorizată spune că e cel mai important poet român de după al doilea război mondial. O spune Mircea Cărtărescu, de pildă, în Postmodernismul românesc, spune așa textual, spune: Mircea Ivănescu este cel mai avansat teoretic și mai influent poet român de după al doilea război mondial. Iar Alexandru Cistelecan, despre care oamenii din Breaslă spun că e criticul de poezie cel mai autoritar de astăzi, spune chiar așa că Mircea Ivănescu împarte istoria poeziei românești în două, într-un fel se scrie înainte de Ivănescu și în alt fel se scrie după el. Și că în generația lor Nichita Stănescu este gloria publică a poeziei, dar Ivănescu este cel care pentru poezia însăși a făcut modificările cele mai radicale. De asta în poezia română de astăzi e plin de urmașii lui Mircea Ivănescu. Și o să explic imediat ce a adus Ivănescu în poezia așa de radical, dar nu există niciun continuator al lui Nichita Stănescu. Înainte de a spune ce era atât de special în persoana și în scrisul lui Mircea Ivănescu, trebuie să spun ce a adus el în poezie, foarte pe scurt. Înainte de Ivănescu, era de bon ton în poezia română ca omul concret să nu intre în poezie. Omul concret să rămână în afara poemului. Poetul trebuia să aibă un fel de biografie cât mai extraordinară, cât mai rocambolescă sau cât mai supraumană. Nichita Stănescu spune undeva foarte frumos: eu nu sunt altceva decât o pată de sânge care vorbește. Labiș spune: eu sunt spiritul adâncurilor, vin din altă lume decât voi. Toți se definesc excepționalist. Mircea Ivănescu e primul care aduce în poezie o ființă concretă, un om care se plimbă, intră în crâșme, bea, citește, scrie despre ce citește, comentează fapte de viață, afli că e redactor de carte, afli despre prietenii lui, adică își aduce biografia concretă în poem și transformă poemul. Până la el, poemul era, situația era ușor asimetrică. Tu, cititorul, erai un biet om
care prin intermediul interfeței poemului admirai o ființă cu existență extraordinară. Ți-l imaginai pe Nikita cu aripi de înger, lopătând peste lume, peste benzinării, trăindu-și existența lui teribilă și tu te simțeai consolat că totuși ești admis să participe așa, cumva, la ea admirând. Era o relație profund asimetrică, o relație de putere în care poetul era ființa extraordinară și tu erai un biet admirator al lui. Toți poeții români erau prezenți și încă sunt predați așa în școală, de la Eminescu până la Nikita, 99% dintre profesorii de limba română predau poeții așa, ca pe niște statui vivante care pluteau peste lume și pe care tu trebuie să le admiri pentru genialitatea lor teribilă. Ivănescu a schimbat asta radical. Poetul e un om ca și tine, cu buimăcel ca și tine, cu probleme ca și tine, cu probleme de viață care vin din faptul că nu înțelege complet lumea în care se mișcă, așa cum nici tu nu înțelegi complet lumea în care trăiești. A făcut o poezie scrisă de un om concret, pentru oameni concreți, cu probleme concrete. Asta a fost greu de priceput la început. Chiar critici foarte buni s-au păcălit în legătură cu asta, n-au înțeles ce făcea Mircea Ionescu. Dar astăzi, toată poezia română e scrisă de oameni concreți, pentru oameni concreți, cu probleme concrete. Asta sigur că e foarte periculos, va veni și reversul, cu siguranță, în care poezia va deveni din nou metafizică, transumană, supraumană și mai departe. Mircea Ivănescu, omul care a schimbat atât de radical poezia română, trăia pe strada Vasile Aron, la numărul 4, după spălătoria auto care este acum acolo. Pe terenul viran din acea zonă era o casă modestă cu două încăperi, în care trăia un om modest, care nu își afișa niciun fel statutul de poet. Dacă l-ai fi văzut pe stradă, n-ai fi crezut că e ființa asta culturală extraordinară, pe lângă faptul că era un poet uriaș. Știți bine că a tradus Ulysses al lui James Joyce, care e aproape intraductibilă, nu? Și a tradus-o genial. A tradus aproape integral Faulkner, a tradus Robert Musil, a tradus Franz Kafka, Hermann Broch, T.S. Eliot, Ezra Pound, Nietzsche, Rilke și, mă rog, alte nume de astea colosale. Deci avea o statură culturală uriașă acest om. Și trăia foarte modest, lipsit de orice aură de poeticitate și de flamboianță, pe acea stradă. Eram în anul întâi de facultate când m-am împrietenit cu el, când m-a acceptat ca prieten. Era o diferență mare de vârstă între noi, 47 de ani. Însă, după 2-3 ani de prietenie, asta a dispărut cumva. I-am vorbit tot timpul cu dumneavoastră, nu ne tutuiam. Mă rog, el mă tutuia după o vreme, eu nu. Însă era o genul de prietenie total în care puteai să discuți despre absolut orice, dar absolut, cu o radicalitate și cu o directețe care nu excludea nuanța, dar apropiată de spovedania de confesională, apropiată ca toate prieteniile mari. Poți să vorbești despre absolut orice și am învățat că asta trebuie să facă și literatura. Un poem real este un poem în care ai convingerea că autorul îți vorbește ca unui prieten, cu aceeași radicalitate și cu aceeași directețe cu care vorbește unui prieten foarte intim. Poezia adevărată e întotdeauna intimă și cu asta o să închei, că nu vreau, nu dau seama că m-am lungit teribil, dar când ajung la Mircea Ivănescu sunt ca Florin Piersic cu castravetele, pentru cine știe celebra scenetă cu Florin Piersic și castravetele. Cuvântul intim în critica literară românească a fost foarte nedreptățit. Când se scria despre cineva, când un critic literar spunea despre cineva care o poezie intimă sau intimistă, cum s-a scris despre Mircea Ivănescu, îl punea într-un raft valoric secund sau chiar terț. Ori, cuvântul intimus în latină e un superlativ, e superlativul lui intus, care înseamnă înăuntru, iar intimus înseamnă ce ai tu mai înăuntrul tău, ce ai tu mai prețios înăuntrul tău. Poezia intimă, literatura intimă, e literatura care se ocupă cu lucrurile astea cele mai fundamentale, cele mai esențiale din existența ta. Ei bine, asta e poezia lui Ivănescu, asta e poezia mare cu adevărat și asta e ceea ce Sibiul prin Mircea Ivănescu m-a învățat mai prețios, să fiu intim, să vorbesc întotdeauna numai despre lucrurile mele cele mai esențiale, chiar cu riscul ca ele să pară altora neimportante. Dar nu contează. Trebuie să fii ca în confesional în poezie. Asta am învățat și de la Sibiu și de la Mircea Ivănescu. Nu pot să nu întreb de jurnalul Zodia Cancerului. Cum a fost primit? A avut foarte multe cronici pentru România, pentru că în România au mai rămas vreo 5-6 cronicari care țin cronică săptămânală. Asta înseamnă că poți să sper la 5-6 cronici la o carte,
a avut vreo 40, ceea ce e enorm. Și cu o singură excepție, care chiar în Sibiu, într-un ziar sibian, care se numește Tribuna și pe care, mă rog, hai să nu deviem subiectul, e un ziar care nu face cinste unui Sibiu cultural, dar asta e altceva. E singura cronică negativă pe care am avut-o acolo. În rest au fost cronici foarte generoase, care m-au mirat și pe mine. N-am înțeles de ce oamenii pot fi interesați de un poet prăpăstios ca o babă medievală, care scrie despre familia lui și despre mediul lui în care se mișcă, despre prieteni, despre politică, bineînțeles că toți ne lovim de ea, despre ce le nervează și despre ce îi place. Însă asta se întâmplă cu jurnalele de obicei. Spunea un poet american, atunci când șoptești, când strigi, nimeni nu te ascultă. Atunci când șoptești, toți tind să tragă cu urechea. Ei bine, într-un jurnal șoptești. Și lumea e curioasă, vrea să afle. În jurnal se presupune că spui și bârfe, că spui și lucruri nasoale despre oameni și sunt sigur că asta se caută întotdeauna într-un jurnal. Mica bârfă, pe cine înjuri, despre cine spui nasoale. Eu am încercat să nu spun nasoale decât despre politicieni. Au mai fost unele lucruri mai așa despre prieteni. Am stat cu inima strânsă să văd dacă se supără. Nu s-au supărat cei care erau adevărat prieteni. Însă cred că așa poți reîmprieteni lumea cu literatura, arătându-i că fie că e vorba de poezie, fie că e vorba de jurnal, fie că e vorba despre orice alt text literar, literatura e despre oameni concreți și încearcă să răspundă la lucruri concrete. Asta cred că e cel mai important lucru pe care trebuie spus oamenilor și în primul rând copiilor din școală. Eu țin foarte mult la întâlnirile directe cu copiii, merg în licee, merg chiar și la clasele 5-8, pentru a vorbi, pentru a arăta că scriitorii sunt niște ființe ca și ei, cu probleme ca și ei, și care încearcă să răspundă unor întrebări legate de lumea din jur. Asta se întâmplă, să știți, și în țările scandinave, unde la orele de literatură, de câțiva ani încoace, sunt aduși obligatoriu scriitori, și în Statele Unite, unde de asemenea sunt aduși scriitori, pentru că a fost un program de reconstruire a țesutului social și s-a văzut, prin literatură și prin arte, și s-a văzut că așa funcționează. Scriitorii ajută oamenii, educă empatia, de fapt. Educă tehnologiile empatiei. Te învață cum să te pui în papucii celuilalt, cum să fii atent la celălalt și asta e cel mai important lucru pentru lumea de astăzi. Și asta trebuie să facă și literatura. Spuneați într-un interviu că empatia și... N-aș vrea să vorbesc numai eu, mă simt vinovat față de sine. Intuiția sunt importante pentru un scriitor. Da, mai mult decât intuiția, cred că empatia. Adică scriitorul poate să fie o ființă uneori idiotă. Dostoievski era foarte adesea idiot. În teoriile lui panslaviste, în teoriile lui antisemite, Eminescu deseori în antisemitismul lui cădea în idioțenie. Deci un scriitor are voie să fie idiot câteodată, că asta e. Dar nu are voie să fie lipsit de empatie. Asta e greșeala cea mai mare și lipsa cea mai, cum să spunem, defectul cel mai radical într-un scriitor e absența empatiei. Literatura fără empatie e literatura care nu e în stare să fie atentă la celălalt, nu e în stare să înțeleagă ce simte celălalt. Nu e literatură, de fapt. Poate, oricât ar fi de bine scrisă, este doar un discurs frumos ornat cu floricele, cu figuri de stil, dar literatura trebuie să-ți vorbească despre altul. Eu este un altul, eu sunt un altul, spunea un mare poet francez. Întotdeauna scriitorul e obligat să înțeleagă cum gândește celălalt, cum simte celălalt, ce este celălalt. Fără empatie nu poți face asta. Și mă tem că empatia, sau absența empatiei, de fapt, e și principala noastră problemă ca societate. Nu poți spune, voi face ceva pe ea de diaspora, cum s-a spus acum câteva zile, decât dacă ești o ființă profund lipsită de empatie. Nu poți trimite jandari peste oameni neînarmați, decât dacă ești o ființă profund lipsită de empatie. Nu poți călca în picioare pe altcineva, decât dacă ești o ființă profund lipsită de empatie. Și literatura poate ajuta la reconstrucția empatiei în spațiul nostru public. Silviu Bor, și o ultimă întrebare, pentru că mai avem doar 3 minute la dispoziție. Cum empatizează comunitatea cu biblioteca? Cum simțiți? Cred că este normal să nu fie o empatie uniformă. Vine după toate categoriile de persoane care intră. M-aș referi, acum în timpul care am rămas, pentru că tot a vorbit Radu de Mircea Ivănescu, poți să analizezi sau poți să te gândești ce a
sau cum a fost o persoană și după biblioteca lui particulară. Lansez o invitație generoasă la să-i vedeți biblioteca personală, cât de completă este, poate știe mai bine Radu. Deci am primit ca donație biblioteca lui Mircea Ivanescu și am amenajat-o în sediul istoric undeva la îndemână acolo la parter. Eu țin foarte mult la aceste tipuri de donații și arhiva. Și parte din manuscrise și chiar și din obiectele personale ale lui sunt acolo la colecțiile speciale. O invitație generoasă așadar la Biblioteca Județeană Astra din Sibiu. 90 de minute s-au scurs, doamnelor și domnilor. Roundtable Sibiu, o nouă ediție organizată de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România. Invitații mei, Silviu Borș, managerul Bibliotecii Județene Astra și poetul, eseistul, comentatorul politic Radu Vancu. Avem și sponsori pentru această emisiune. Trebuie să amintim că este o acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu, iar partenerii sunt XS Music, Enjoy TV, Biblioteca Județeană Astra, Teatrul Gong, Organizația Somelierilor din România, Budureasca, Reflexo Vital, Tulipa Flower Shop. În final vă invităm să participați la un nou moment muzical. De data aceasta, alături de Romulus Cipariu, vine și Andrei Marcovici la percuție.